Bună seara, bine ați venit la cursul de credință și rațiune. După ce am trecut în revistă mai multe modele de raportare a filozofiei la religie și a religiei la filozofie, în antichitate, vă aduceți aminte, era raportul mit-logos, apoi era în antichitatea creștină și nevul mediu raportul credință și rațiune. Iată, în modernitate, după ce uh, dialogul s-a rupt la sfârșitul Evului Mediu, avem uh, un teolog și filozof în același timp, fericitul John Harry Newman, care încearcă să pună din nou față în față cele două facultăți de cunoaștere cu care este înzestrat ființa umană și cu ajutorul cărora poate să ajungă la Dumnezeu. Este vorba de credință, credința de data asta ca o încredere în Dumnezeu, ca un dialog cu Dumnezeu în conștiința omului și rațiunea ca o rațiune întreagă, ca o rațiune dreaptă, ca o rațiune sau o facultate de cunoaștere care ține cont de ființa întreagă a omului. Deci, pentru a înțelege așa puțin istoria acestui raport. V-am dus în primele veacuri, să zic așa, ale Bisericii Creștine, cu acea poziție radicală din, de la Tertulian și apoi cu pozițiile de dialog și de armonie dintre credință și rațiune de la Augustin, de la Bonaventura, de la Toma de Aquino și alții. Deci, după evul după, după Ev mediu, Practic, în pragul modernității, divorțul dintre rațiune și credință a fost radical, total, nu a mai fost nicio posibilitate de refacere a legăturii și, într-un fel, să zic așa, se resemnaseră teologii în credință și au alunecat în felul acesta în fideism, iar filozofii în rațiune și în discursurile lor despre Dumnezeu au derapat în deism. Deci, consecințele sau semnele acestui divorț dintre credință și rațiune, în plan teoretic, teologic, este fideismul, care nu este nu e o poziție corectă pentru a ajunge la Dumnezeu, și în planul filozofic, sau așa, al rațiunii umane, este deismul. Să vedem cum încearcă John Harry Newman, care e un uh, personaj extraordinar în Anglia. Dacă cineva de pe la Londra sau de pe la Birmingham ne urmărește în seara asta, cu siguranță uh, are un eco deosebit numele lui acolo și poate pot da mărturie, mai ales că el a murit undeva în apropierea de Birmingham în anul 1890 și s-a născut la Londra în anul 1801. E o figură extraordinară așa în biserica anglicană, dar și în biserica catolică. El de fapt mai întâi a fost pastor anglican, a fost vicar al studenților la Universitatea din Oxford, acolo în capela din Oxford a fost, să zic așa, responsabil formator al tinerilor studenți anglicani și în acea așa împrejurare ca pastor anglican o să vedem. El a făcut un pas spre Biserica Catolică, în care a intrat, așa cum se întâmplă de obicei, cu foarte mult zel și entuziasm, dar după vreo câțiva ani și-a dat seama că nu e chiar raiul în Biserica Catolică și a avut multe de, de suferit. Oricum, are merite deosebite în plan uman, în plan teologic, în plan, în plan filozofic, în, plan, în planul istoriei Bisericii. Pentru toate aceste merite, Biserica l-a creat cardinal, a fost creat cardinal și a murit cu această înaltă demnitate de slujire în Biserică. Mai important este să vedem la, la el cum leagă cele două facultăți, credința și rațiunea, cum le pune el împreună. Am spus, după ce, cultural vorbind, filozofic și teologic, cele două nu se mai întâlneau, erau într-un divorț așa, radical. Mai întâi, el are, să zic așa, un moment de iluminare în anul 1845, când face pasul spre Biserica Catolică și îmbrățișează, cum spune el, patrimoniul credinței complet, nu doar o parte din acest patrimoniu, fiindcă după informațiile pe care le aveți și dumneavoastră, Biserica Anglicană a fost înființată de Henry al VIII-lea, deci în secolul al XVI-lea, s-a rupt de Biserica Romei, de Biserica lui Petru și încerca să-și construiască o tradiție proprie, dar, bineînțeles, de la în secolul XVI până în secolul XIX, când a trăit John Henry Newman, nu era prea mult timp ca să se adune un patrimoniu cultural și spiritual. De aceea, săpând la rădăcinile patrimoniului bisericii din care el făcea parte, adică din biserica anglicană, a ajuns la rădăcini, a ajuns la sfinții părinți și întâlnirea cu sfinții părinți a, a fost decisivă pentru a face pasul spre biserica catolică. De aceea el spune că în anul 1845 când s-a convertit, de fapt el s-a convertit la biserică, adică a intrat în biserica uh, catolică, biserica voită de Hristos, nu s-a convertit la credință acest moment, convertirea la credință, a avut loc în anul 1816, deci la vârstă de 15 ani. Atunci mărturisește că l-a descoperit pe Dumnezeu și a început să-l simtă pe Dumnezeu. Aici facem o distincție de deci între atitudinea aceasta de a-l simți pe Dumnezeu și cealaltă atitudine sau celălalt comportament, adică de a-l gândi pe Dumnezeu, sau de, eu știu, de a-L intui, de a avea așa o, o intuiție a Lui Dumnezeu. Deci sunt mai multe, sau a contempla pe Dumnezeu. Ei, iată, la vârsta de 15 ani, El îl simte. Și simțirea, după cum vă dați seama, așa ține de ființa întreagă, nu se referă doar la, la simțurile exterioare, avem și simțuri interioare, avem și conștiință unde se prelungește reacția, provocată de simțurile exterioare. Ei bine, el zice că la vârsta de 15 ani l-a simțit pe Dumnezeu. Ei, să poți să-L simți pe Dumnezeu înseamnă așadar că El intră în tine prin uh, cele cinci simțuri externe cu care este înzestrată fiecare uh, ființă umană și apoi se duce această uh, simțire a Lui Dumnezeu din exterior în interior uh, și ajunge în imaginație, în suflet, în conștiință la acea vârstă sau până la vârstă de 15 ani, el era un, să zic așa mai degrabă, un ateu sau agnostic, pentru că era foarte mult influențat de scrierile filozofului David Hume, care era un empirist, un ateu, era contra lui Dumnezeu, contra bisericii, avea texte așa cu subiect și predicat împotriva credinței creștine, se hrănea din acele scrieri, din acele texte, și de aceea, în baza argumentelor pe care le găsea în cărțile lui David Hume, argumenta și el, susținea și el că Dumnezeu nu există. Este ceea ce l-a dezechilibrat, să spun așa, ceea ce l-a pus pe drumul cel bun către Dumnezeu, a fost mai întâi o criză financiară în familie, apoi crizele specifice vârstei lui, deci criză de creștere, apoi Boala și șederea în colegiu în timpul verii. Nu era foarte robust, așa cât privește Constituția fizică, era cam bolnăvicios. Problemele, așadar, deci de acasă, probleme materiale, problemele inerente adolescenței, toate acestea deci, l-au transformat într-un mare semn de întrebare despre propria lui identitate și despre posibila soluție, să zic, la uh, pustiul pe care îl traversa. Cine uh, îl ajută în aceste împrejurări critice pentru dânsul este un învățător tânăr, cal, calvinist, calvin, care se numește Walter Meyer, Myers și acesta are o pedagogie extraordinară. Adică, l-a întrebat mai întâi ce ai citit. El a spus, l-am citit pe David Hume, am citit cărțile lui, scrierile lui. Știind cine este David Hume, învățătorul Myers i-a zis, uite, ia alte lecturi. Ia alte texte, alte cărți și citește, și apoi mai discutăm. După ce a citit uh, alte uh, lecturi, sigur, uh, mult mai uh, așezate, mult mai echilibrate, lecturi integrale care țin cont de, și de credință, care țin cont de omul în întregimea sa, a ajuns să-l descopere pe Dumnezeu, mărturisește John Henry Newman, să-l descopere în mod personal. Lucrul acesta la Așa, l-a marcat pentru toată viața, fiindcă uh, mulți dintre noi au o credință primită de la alții, transmisă, în general de la părinți, din familie, poate de la prieteni sau eu știu, poate chiar de la vreun preot sau un pastor sau un duhovnic. Deci, îți este, așa să spunem, încredințată. Uh, credința ca un fel de tezaur, ca un fel de patrimoniu, ca un fel de set de valori, de criterii de judecată, de moralitate, de spiritualitate. Ei bine, John Henry Newman n-a avut parte de așa ceva, nu a avut parte de o credințare a darului credinței de la alții și l-a descoperit personal în urma meditațiilor, lecturilor, căutărilor lui. În această uh, vreme de căutare, rugăciunea a contat foarte mult pentru dânsul. Deci se ruga, citea, căuta, întreba, medita. Și în acest context așa de, de lecturi și de rugăciune, l-a descoperit pe Dumnezeu în propria sa conștiință. El așa spune. Da, Dumnezeu mi-a vorbit în conștiință. Și îl simțeam în interiorul meu, deci în conștiință, mai real decât îmi eram eu mie real, adică prezent. Acesta este momentul unic decisiv în. Drumul lui către Dumnezeu, când în cadrul unei rugăciuni, Dumnezeu revelat, i s-a revelat, i-a vorbit și uh, convertirea rămâne așadar un eveniment de rugăciune, un eveniment interior, un eveniment de conștiință. Atunci, în cadrul unei, unei uh, rugăciuni foarte sincere, profunde, Dumnezeu. I-a vorbit în conștiință și mărturisește că l-a simțit mai real decât se simțea uh, pe sine. Însă, convertirea nu a fost uh, dintr-o dată, nu a fost completă, nu a fost doar sentimentală, să spunem așa, sau uh, pur emoțională, uh, ci a avut, să zic așa, structura unui drum. A avut uh, etapele pe care le presupune o creștere. O maturizare și, bineînțeles, că a avut și urcușuri, a avut și coborâșuri, a avut și momente de dezamăgire, și de iluzie, și de deziluzie, și așa mai departe. Însă, trecând linie, el a vrut să mărturisească că orice convertire e declanșată de o întâlnire cu Dumnezeu pe care îl simți în profunzimea ființei tale, în conștiință, și acel moment e doar începutul unui drum. Deci credința nu se dă odată și după aceea, gata, nu mai, nu mai ai nimic de făcut, rămâi cumva așa îmbrăcat în credință. Credința se alege zi de zi, se alege moment de moment, pas cu pas. În orice etapă a vieții noastre trebuie să alegem să credem, să rămânem cumva legați de, de acel moment în care Dumnezeu ni s-a revelat și să, să fim fideli conjuncturii în care El s-a revelat. Adică dacă noi am avut lecturi bune, cum a fost cazul lui Newman. Dacă am avut momente de rugăciune, momente de căutare, de meditație profundă, sigur, acela este contextul în care ne putem întâlni din nou cu Dumnezeu. A citit o carte a lui Thomas Scott, intitulată Puterea Adevărului. În momentul în care, sigur, încerca să se elibereze de influența lui David Hume și a lecturilor filozofice ateiste, empiriste, pe care. Deci, le frecventa în tinerețe. Ei, citind această carte, Thomas Scott, Puterea Adevărului, el își dă seama că viața unui om poate să fie istoria unui om care iubește adevărul. Adică, până la urmă, ceea ce contează în viața noastră este cât adevăr stă la baza alegerilor pe care le, le facem, zi de zi, alegeri obișnuite, dar și. Cât adevăr există la baza alegerilor mari, că avem și alegeri fundamentale. Deci, atunci când cineva își stabilește sau se gândește, meditează asupra stării sale, vrea să fie o persoană căsătorită sau necăsătorită, vrea să fie o persoană consacrată sau neconsacrată. Dacă intră în familie, sigur, să aibă un copil, să aibă doi, să aibă trei și așa mai departe, să își aleagă o profesie. Acestea sunt alegerile mari. Când, sigur, iarăși Dumnezeu stă foarte aproape de om și îi comunică, îi transmite ceva, adică e un adevăr al Lui. Și zice că noi putem să ne construim viața pe multe baze, să spunem așa. Însă cel mai important lucru în, în temelia vieții noastre trebuie să fie adevărul. Și atunci trebuie să fie o viață coerentă, adică legată de adevărul Lui Dumnezeu care ni s-a revelat. Ei bine, punând problema adevărului, adevărului, cum am spus, de fiecare zi, sau adevărului mare care uh, sprijină, motivează alegeri fundamentale, el a spus, ca să poți să trăiești în adevăr, trebuie să faci un lucru, și anume trebuie să cureți uh, interiorul tău de tot ceea ce este superficial. Și după ce ai terminat cu interiorul, să treci la exterior, adică și în afara ta. Deci se face o astfel de, să spunem, de dezinfecție a lucrurilor superficiale care te îngreunează, de fapt, și nu-ți permit să faci o alegere bună. La, la, am spus, la momentele acelea mari din viață sau în momentele obișnuite. Ei, după o convertire, iată, acest autor, Thomas Scott și cartea lui Puterea Adevărului, a rămas așa ca un fel de, de reper. A spus că și-a fixat așa ca un fel de ideal să caute și să trăiască tot timpul în adevăr. E bine, la vârsta de 25 de ani, când era ajuns pastor la Oxford, cum vă spuneam, la Universitatea din Oxford, capelan pentru studenți, în prima lui predică vorbește despre căutarea adevărului. Sigur, e o prelungire a ceea ce s-a întâmplat în adolescență și leagă cumva tulburările prin care a trecut el, încercările acelea interioare și exterioare și glasul lui Dumnezeu care i-a vorbit în conștiință, zic, leagă acea, acea perioadă din viața lui de ceea ce începea acum, la vârsta de 25 de ani, în fața unor studenți și ei în formare și ei în creștere. Și Bineînțeles că aici a găsit și studenți care erau credincioși, erau mai puțin credincioși, erau și studenți care nu credeau, erau agnostici, adică nici nu erau pentru credință, nici împotriva ei, indiferenți. Și din dialogurile pe care le are cu acești tineri, ajunge la o concluzie și anume spune: Este inutil să stai de vorbă pe teme de credință cu un om care. E rece sau dezinteresat, căruia nu-i pasă de credință. Adică pierzi vremea, cu alte cuvinte. De aceea, trebuie să deschizi acest subiect dacă observi o minimă implicare personală a partenerului tău de dialog. Și această implicare trebuie să fie cât de cât sinceră. Și el se întreabă: Oare orbi pot asculta o conferință despre frumusețea și varietatea culorilor? La fel. Stau lucrurile și în cazul credinței. Nu poți să-i vorbești unuia despre bucuria de a crede, adevărul care te întărește atunci când îl descoperi, dacă el nu este interesat de adevăr, dacă nu este interesat de credință. Cu alte cuvinte, nu poți să ajungi să crezi dacă nu ești sincer interesat și dacă nu te implici în căutare. Pentru că rămâne sigur. Valabil acea afirmație că nu ajungem să credem cu ajutorul propriilor forțe. Sigur, credința este un dar, însă dacă nu găsește un teren pregătit unde să cadă acel dar, darul poate veni, dar nu rodește, nu se lipește. Deci nu nu acționează deloc asupra ființei noastre. În afară de ceea ce s-a întâmplat atunci în tinerețe la vârsta de 15 ani, 16 ani, cu acele crize despre care v-am vorbit, așa, el a mai avut o experiență importantă de-a lungul vieții sale care i-a marcat cumva modul de abordare a credinței și de propunere a credinței. Această experiență, a doua, este legată de dialogurile epistolare de cu fratele său Charles, Dialogul care a început în anul 1823 și au continuat vreo doi ani, până în anul 1825. Ei, el a înțeles, în urma acestor acestui schimb de scrisori, că dacă o persoană nu este dispusă să se deschidă, atunci îi lipsește cea mai importantă uh, bază pentru a-i vorbi despre Dumnezeu. Deci dacă observi că nu are chef, nu, nu vrea, nu, uh, nu manifestă niciun fel de interes, nu trebuie să îi mai vorbești despre Dumnezeu. Dacă omul nu are dorința personală de a căuta adevărul și dacă nu are o minimă, un minim respect, să spunem, pentru lucrurile sacre, pentru lucrurile să zic, care nu țin de lumea noastră, atunci nu se poate. E clar că intelectul, mintea respectivului este prăbușită în aroganță, în mândrie, se încrede foarte mult în sine, deci nu. nu nu acceptă niciun fel de ajutor din partea nimănui, și atunci nu are rost să, să deschizi subiectul acesta al, al credinței și să stai de vorbă cu o astfel de persoană. Asta s-a întâmplat cu fratele lui, care în cele din urmă a ajuns așa pe malurile ateismului, a, un socialist angajat, în fine a trăit ca mulți alții, cum spune el mai târziu, așezat într-un fotoliu ca să-i vină Dumnezeu în vizită. Deci nu se poate să ajungi să crezi uh, cu această atitudine stând și așa uitându-te spre ușă să vezi dacă intră sau nu intră Dumnezeu în camera ta. Deci aici e vorba și de o anumită sărăcie culturală, nu doar spirituală, așa și lucrul acesta nu se poate, nu se poate contracara decât prin lecturi, decât prin căutări personale și căutări din acestea care să vizeze ființa în întregime, nu doar într-un singur registru, adică cel al, al omului exterior, ci să cuprindă și omul interior. John Harry Newman uh, nu poate fi acuzat de anti-intelectualism, adică nu a fost împotriva uh, importanței, demnității, rolului pe care îl are mintea, gândirea umană în uh, a-și construi o viață împlinită, viață fericită. El a scris foarte mult, a citit foarte mult, are o operă impresionantă, are zeci de volume de teologie, de istoria teologiei, de istoria bisericii, de predici, de omilii. Este formidabil, deci, cât, așa cât privește producția lui culturală, teologică și filozofică. Și cu toate acestea, a susținut că nu are încredere în mintea care pretinde că poate să-și îndeplinească menirea în mod independent, adică făcând abstracție de condiția umană. Ca să vă dau un exemplu banal, așa, m-aș referi la cel care, să zic, obișnuiește să consume alcool și să apucă să, nu știu, să, să facă exerciții de matematică după aceea sau nu știu ce, considerând Că mintea funcționează independent de starea lui, starea fizică, starea biologică, de condiția lui uman. Sau, nu știu, dacă dumneavoastră vreți să mergeți la un examen și sunteți foarte obosiți, sigur o să spuneți, am acum un lapsus, acum nu vine un cuvânt, nu vine o temă, nu vine un subiect, un autor, tocmai pentru că nu vă ajută corpul, nu vă ajută ființa. Cu alte cuvinte, mintea. Cu toate cele care sunt în ea, adică acolo există memorie, există uh, imaginație, există uh, capacitate contemplativă, capacitate discursivă și așa mai departe. Cum spunem noi, rațiunea uh, asta superior sau rațiunea inferior? Rațiunea superioară sau rațiunea inferioară? Una se ocupă cu lucrurile contemplative, cu intuițiile, alta cea inferioară dar nu că e mai mai puțin importantă. Se ocupă cu demonstrațiile, cu argumentările și așa mai departe. Ei bine, mintea cu toate acestea ale ei din interior nu funcționează bine dacă se desprinde de condiția omului. Și dacă nu vii și cu starea ta fizică, biologică, deci cu ființa ta întreagă, să sprijin în lucrarea uh, rațiunii, lucrarea minții. Ei bine, erau în vremea lui în special David Hume, dar și John Locke, alți filozofi uh, englezi, empiriști, așa, care considerau că intelectul nu are de-a face nimic cu trupul, cu corpul, cu ființa umană și funcționează potrivit legilor sale. El este împotriva acestui, uh, acestui curent, acestei poziții așa și spune că neapărat intelectul, ca să-și îndeplinească misiunea sa, trebuie legat de condiția umană și verificată mereu. Ei, în acest sens, spune că el a ajuns să constate pe cont propriu adevărul din imnul magnificat. Știți, Maica Domnului, când s-a dus la Elisabeta în vizită, acolo a avut un schimb, așa, de, a avut loc un schimb de saluturi și de rugăciuni, de imnuri. Iată, Maica Domnului acolo a rostit imnul magnificat și în acel imn, la un moment dat spune, i-a dat jos pe cei puternici și a înălțat pe cei smeriți sau pe cei umili. El spune că tocmai acest adevăr al înălțării celui umil l-a trăit pe pielea proprie, adică a făcut experiența acestui adevăr. Și ce, ce mai vede el în această cântare a Maicii Domnului? Spune că unii s-au exclus singuri de la masa credinței, pentru că nu au trăit acest adevăr. Adică nu au acceptat să se umilească în sensul acela, deci al coborârii minții sau intelectului în propria ta ființă umană, așa cum ești tu. Cu bagajele tale bune, cu bagajele tale mai puțin bune, cu limitele, cu calitățile, dar așa cum ești tu. Și unii consideră, așa că doar mintea contează și stau cu mintea pe sus și totul e pe sus, dar. Sunt aproape cu toată ființa lor pe din afară, pentru că realitatea nu este așa. În urmare, Dumnezeu îi înalță pe cei umili, adică îi ridică pe cei umili, tocmai pentru că ei își asumă complet uh, ființa lor, cum sunt ei uh, în întregime. Același lucru îl mai găsește uh, John Hare Newman și într-un text din Evanghelia după Matei, uh, capitolul 11, versetul 25, unde spune că unele lucruri sunt ascunse celor înțelepți și pricepuți dar le sunt dezvăluite accesibile celor mici. Iată. și același adevăr, lucruri care ar trebui să spunem tratate, abordate de om cu toată ființa sa. Adică înțelepciunea, priceperea, dacă este completă, presupune și legătura cu, cu trupul, cu ființa omului, cu condiția lui întreagă. Ei, Acestea sunt premisele uh, apropierii, așadar, omului de credință. Vedeți, intelectul, mintea aici, asigură are un rol, dar nu este un rol exclusiv, adică ține cont și de condiția umană, adică ține cont de, de omul întreg în întregimea sa. Se întreabă el ce trebuie să le spunem celor care caută credința uh, astăzi. Reluăm și noi această întrebare și o formulăm la fel. Ce să le spunem celor care caută să creadă, sau spun că aș crede, dar nu pot, sau nu am primit acest dar, nu am beneficiat de această uh, fericire, nu am avut acest privilegiu să primesc credința în copilărie, cum să fac să cred? Mai întâi zice, trebuie să alegem lungimea de undă potrivită. Știți că la, dar astăzi nu mai trebuie să mai facem cu mâna să căutăm așa la radio un post unde emite care este unda, 92,7, nu știu ce acolo, cred că era pe vremuri Radio Contact sau Radio France International, nu mai știu, dar să zic, căută sau Radio Vatican, înainte, deci trebuia să umbli cu, așa, cu acel, cu acel, cu acel buton, să dai în sus și în jos o lamele pentru ca să, stabilești exact unda pe care emitea un, un program de radio. Ei bine, ca să poți să intri deci așadar în contact cu Dumnezeu, trebuie să stabilești unda. Exact, adică nu poți spune, iată aici John Henry Newman, nu poți să te apropie de Dumnezeu doar cu mintea, adică să încerci să crezi într-un Dumnezeu concept sau noțiune. Ci trebuie să te apropii de Dumnezeu cu toată ființa. Asta, deci a stabili unda potrivită, înseamnă de fapt să, să te apropii de Dumnezeu cu ființa ta întreagă. Nu suntem în legătură cu mișcările ființei noastre interioare, că nu le, nu le putem controla în niciun fel, atunci este foarte greu să dăm de Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu este un adevăr relațional. Deci Dumnezeu nu este un adevăr noțional sau conceptual, este un adevăr relațional. De aceea avem nevoie de trup, pentru că prin trup mintea se relaționează la ceilalți. Adică omul întreg, așadar, stabilește relații, nu doar mintea sau, știu, intelectul. Dumnezeu nu este ceva pe care îl putem descoperi în mod obiectiv-conceptual, ci îl descoperim la nivelul. Relațiilor noastre unii cu ceilalți. Iată de ce e foarte importantă descoperirea lungimii de undă. Pe această lungime de undă vine Dumnezeu sau îl putem descoperi pe Dumnezeu. Adică cu, să mergem în întâmpinarea Lui sau să-L căutăm cu toată ființa noastră. Și răspunsul ajunge așa, la noi cu o forță extraordinară și schimbă tot ceea ce este în noi, nu doar mintea sau eu știu doar rațiunea, ci schimbă ființa noastră întreagă. Dacă nu schimbă, asta înseamnă că ne-am întâlnit cu un Dumnezeu noțional sau un Dumnezeu conceptual care stă acolo, dar este imun, este aseptic, deci nu ne face nimic, nici în bine, nici în rău și pur și simplu avem așa o legătură teoretică, dar nu existențială profundă. Deci trebuie să ne implicăm în căutarea lui Dumnezeu cu toată ființa noastră și răspunsul pe care îl primim la căutările noastre va schimba și ființa celui care caut. Dacă atitudinea căutătorului nu este deschisă, sinceră, receptivă, atunci drumul credinței se blochează. Nu mai poți să ajungi la Dumnezeu. Dacă Dai ascultare inimii sau conștiinței tale, asta nu înseamnă că rămâi la un nivel de, de sentiment sau eu știu de viață exclusiv interior. Nu. Și trebuie să, să fii deschis ca apoi Dumnezeu să vină și să schimbe ceea ce este de schimbat cu adevărul său. Și schimbă într-adevăr, atunci când cineva îi, se deschide, îi răspunde și îi se deschide cu ființa sa întreagă. Era greu, în vremea lui lui John Harry Newman să pună problema în acești termeni, deci de deschiderea omului interior spre adevărul lui Dumnezeu, care modifică existența întreagă a persoanei pornind din interior, fiindcă pe atunci era așa un fel de, să zic, marginalizare lui Dumnezeu la nivel de sentiment. Îi spunea, Că, dacă știți, din literatură, din muzică, deja în secolul al XIX-lea se afirmă romantismul, e un curent de gândire și în filozofie, pătrunde și în teologie și în cultură în general și exaltă foarte mult, subnează foarte mult rolul sentimentului. Și mulți teologi au alunecat și păstori, au alunecat în, în această direcție, mai sunt unii care n-au ieșit de acolo și în continuare spun că, de fapt, Dumnezeu nu poate fi întâlnit decât la nivel de sentiment. Deci, Aici atrage atenția John Henry Newman și uh, ne invită să nu cumva să confundăm omul interior cu sentimentul. Că acolo este mult mai multă valoare. Deci există și conștiință, există și intuiție și inimă și nu e doar sentiment. Sigur, a această discuție, această vorbire despre omul interior uh, era în contrast de altfel cu filozofia la modă din vremea lui, care era un raționalism empiric în gust impersonal și cerea la orice fel de concluzie intelectuală o verificare. Cu alte cuvinte nu puteai să să afirm ceva dacă nu te supuneai unui control care se numea verificaționism sau mai târziu falsificaționism, adică erau niște metode prin care era controlată concluzia rațională a unui raționament. Și ce nu se conforma acestor metode, nu ieșea la suprafață ca și corect, din acest punct de vedere era considerat fals, prin urmare nu merita atenție. Discursul despre Dumnezeu nu intra în această categorie de, 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 de afirmații și nu putea fi controlat cu metoda verificaționistă obiectivă. Pentru că, am spus mai înainte, adevărul lui Dumnezeu cuprinde, înglobează omul în întregimea sa. Nu rămâne doar la nivel noțional sau conceptual, ci implică și trăirea lui ființială, existențială. Sigur, marele probleme, spune John Harry Newman, nu pot fi tratate la nivelul impersonal, la nivel obiectiv, așa cum dorea știința, cunoașterea din vremea lui, E nevoie de o cunoaștere profundă care să cuprindă și interiorul. Și ca să trimită uh, mai exact spre ce fel de cunoaștere uh, vroia el să, să atragă atenția și să spună că e baza întâlnirii cu Dumnezeu, dă exemplu experiența îndrăgostirii. Spune că atunci când o persoană îi spune altei persoane da, înseamnă că își asumă niște riscuri și decizia de a avea încredere uh, depășește uh, dovezile exterioare. Știți și dumneavoastră din proprie experiență, uitați-vă dacă nu mai cu atenție la cei care se îndrăgostesc sau cei care au trecut prin această experiență, că îndrăgostirea nu ține, nu ține mult, așa, trece. Dar atunci e interesantă deci, uh, atitudinea pe care o au persoanele implicate. Stau cu ochii închiși, nici nu le interesează. Chiar dacă părinții spun, băiatului, vezi că fata respectivă nu îi place să muncească, nu e curată sau știu, nu știe să, să gospodărească sau știu, poate îi spun fetei părinții, vezi că tânărul respectiv nu are nicio meserie, nu are din ce trăi nimic. Dragostea e dragoste, e oarbă, nu contează. Deci nu ține cont de nimic din exterior. Totul deci, se bazează pe experiența interioară și omul e atât de cucerit de adevărul acelei experiențe, încât Ignoră tot orice fel de argument care vine din afară. Iată de ce, spune el, experiențele importante uh, sunt uh, alea la nivel interior, sunt și astea din, din plan extern, dar cele din interior au un rol extraordinar. Uh, această, să zic așa, uh, uh, balanță dintre experiența interioară, experiența exterioară, sigur, rămâne în continuare la latitudinea fiecăruia trebuie să, să o gestioneze să, să, să o ge gestioneze în felul cel mai potrivit pentru el. Dar ceea ce este important în, în argumentarea lui John Harry Newman, aici e tocmai că sentimentele profunde, sentimentele interioare, uh, sunt cele care, uh, uneori, trec dincolo de ceea ce spune uh, realitatea exterioară sau argumentele din exterior. Asta se întâmplă și atunci când ne hotărâm sau optăm pentru Dumnezeu și ne deschidem inima spre Credința Întrânsul. Sunt mai multe elemente care se întâlnesc aici, în experiența Credinței a Celui care crede. Mai întâi, trebuie să reținem că nu se naște din raționamente în sensul strict al termenului, deși Credința este rațională. Deci, nu e vorba de a respinge aici lucrarea intelectului, ci de a implica într-un fel special o cercetare care să ajungă la dimensiunea adâncă a euului, da? Adică să coboare foarte în adâncime. Adică depășește, dacă vreți, nivelul acesta rațional sau intelectual. Merge, dar nu îl elimină. Cu alte cuvinte, credința nu este împotriva rațiunii sau împotriva intelectului, ci îl depășește. Trece dincolo de intelect, trece dincolo de, de rațiune și merge în profunzimea uh, ființei omului care crede. De aceea spunem că, de multe ori, credința apelează la inimă. Ea este simbolul omului întreg. Acolo există și rațiune, acolo există și sentiment, acolo există și conștiință, și memorie, și așa mai departe. Dar inima e cea care, într-un anumit fel, rezumă omul în întregime. Deci, credința nu este o chestiune care ține doar de sentimente, nu este o chestiune care ține doar de intelect, nu este o chestiune care ține doar de memorie, de experiența noastră imediată, ci ține de experiența conștiinței noastre, adică ține de experiența omului interior. Deci aceea implică și aspecte de moralitate, evident. Credința este liberă, e un adevăr care se acceptă în mod liber, tocmai pentru că se caută cu ochii deschiși, nu cu ochii închiși. Ca în cazul lui John Harry Newman, v-am spus, pe el nu l-a dus nimeni de mână la biserică, nu l-a deci, învățat cum să creadă, ci singur a căutat, a citit, s-a documentat, a meditat, s-a rugat și așa a ajuns la Dumnezeu. Ei, în acest context al, iată, al modernității, vedeți, deja e descris cumva în filigran de John Henry Newman, se vorbește de dominația uh, raționalismului, în gust abstract, sec, aseptic, cum vreți să-i spuneți, de dominația metodelor obiective de cunoaștere care se bazează pe verificare. Deci e o reducere a cunoașterii la rațiune. Așa se numește raționalism. În acest context al modernității, așa apare și reacția uh, contrară, și anume totul se reduce la sentiment. Adică emoție, uh, așa, să spunem, trăire interioară și așa mai departe. Deci pe de o parte avem sentimentalismul, pe de altă parte avem raționalismul. El găsește o linie de mijloc și spune: "Da, în conștiință, în inimă, acolo unde este omul întreg, acolo se întâlnește Dumnezeu cu om, care îl caut, evident. Ca să exprime uh, acest lucru, și anume că locul prezenței întâlnirii cu Dumnezeu este conștiința noastră, uh, repet, e inima noastră cu tot ceea ce are ea într uh, a scris un roman intitulat Calista. Romanul e scris în anul 1855. V-am spus că a fost un autor prolific, a scris de toată și literatură și filozofie și teologie și istorie. A fost o, a fost o capacitate, a fost o, o personalitate extraordinar de complexă, de bogat. Și în romanul acesta Calista, din 1855, vorbește despre o situație așa cumva în care se întâlnește rațiunea și credința și stau de vorbă scena, sau mă rog, drama romanului are loc în secolul al III-lea înainte de Hristos, în Grecia Antică. Și aici personajul principal este Calista, o tânără, care a descoperit ușor, ușor, încet, încet frumusețea credinței și o îmbrățișează. În momentul în care ascultă de glasul interior sau ghidul interior, așa, deși nu s-a întâlnit cu cuvântul Evangheliei, Stă de vorbă cu un filozof păgân care credea doar în ceea ce există din veșnicie și prin sine. În această afirmație, de fapt, e sintetizată concepția filozofiei grecești, în special a lui Aristotel, despre Dumnezeu, că Dumnezeu există din veșnicie și prin sine. Nu are nevoie de cineva ca să existe. Dar la Aristotel, Dumnezeu este un principiu, este un concept, este o noțiune. Da? Ceea ce, cum am spus mai înainte, John Harry Newman a criticat mereu. E, iată, Calista este interogată de acest filozof păgân și spune că acesta este Dumnezeu, cel care există din veșnicie, care nu se tulbură de ceea ce se întâmplă pe Pământ, e pasiv, e calm, e liniștit, e un Dumnezeu distanțat complet de lumea în care trăim noi. E, Calista nu acceptă această idee de Dumnezeu pentru că îi se pare că e un Dumnezeu deci distant, cum am zis, și rupt de lumea în care trăi. Iată ce mărturisește ea în roman. Mă simt în prezența sa. Cu alte cuvinte, nu că e distant, adică e în afara acestui univers, cum spuneau grecii, ci este în interiorul meu, adică în mine. El îmi spune, fă lucrul acesta, nu fă lucrul acesta. Deci, de fapt, asta este misiunea conștiinței. Știți și dumneavoastră, de multe ori, când te afli în fața unui lucru um, mai delicat așa, dintr-o dată simți că un glas din interior îți zice să nu faci. Până la urmă te duci, că a, poate îți place, poate nu știu ce, e comod sau ceva, și te duci și faci un lucru împotriva glasului interior. Ei bine, acest deci, ghid interior sau glas interior este ecoul de fapt unei persoane care vorbește. Vorbește acolo în conștiință. De aceea Calista spune, cred într-o ființă care este mai mult decât un ceva vag, cum spuneți dumneavoastră, domnule filozof. Cred într-o ființă care este mai reală pentru mine decât soarele, luna, stelele, pământul și glasurile prietenilor. Dumneavoastră îmi spuneți, cine este această uh, ființă? V-a spus ceva despre sine? Vai, nu, lucrul acesta mă tulbură mult, dar nu vreau să renunț la ceea ce am ca să primesc ceea ce nu am. Ecoul unui glas și glasul unuia care îmi vorbește. Iubesc și mă tem de această ființă care vorbește. De fapt, e Dumnezeu care ne vorbește nouă din interiorul conștiinței. El pune accent, așadar, pe ecoul unui glas care se aude în interior. Și aici marchează cumva linia de despărțire dintre religia naturală și religia revelată. Religia naturală E religia tuturor oamenilor care cred în existența unei ființe supranaturale, în existența unei ființe atotputernice care a pus totul în mișcare în acest univers, etc. Religia revelată este religia istorică, adică acel adevăr despre Dumnezeu care ne-a fost nou descoperit în Isus Hristos în mod complet, dar Revelația a început în Vechiul Testament și s-a terminat cu Noul Testament, după cum știți. Ei bine, Ecoul glasului din conștiință este, de fapt, un semn al religiei naturale. Adică, Dumnezeu le vorbește tuturor oamenilor în conștiința lor. Și când îi spune că acest lucru este bun și să-l să, să îmbrățișeze, sau că acest lucru este adevărat și să creadă în trânsul sau să-l îmbrățișeze, de fapt, este conștiința, e Dumnezeu din conștiință care îi îndeamnă pe toți oamenii, indiferent că au aflat sau nu au aflat de religia revelată, să facă uh, binele și să uh, îmbrățișeze adevărul. De aceea, noi spunem că, uh, la judecată, toți oamenii, indiferent că au aflat sau nu au aflat de Isus Hristos, vor fi uh, apreciați, evaluați, după felul în care au răspuns la glasul din interior. Să facă binele, să evite răul, să mărturisească adevărul și să uh, evite uh, falsitatea sau eroare, minciună. și dar conștiința e centrul uh, și culmea religiei naturale, spune John Harry Newman în acest roman, este anticamera cuvântului revelat. E important, așadar, să subliniem rolul conștiinței interioare și să, cumva, să... Să vorbim despre conștiință ca un loc sau o modalitate în care istoric, majoritatea persoanelor se întâlnesc cu Dumnezeu. Mă întreb pe mine, vă întreb și pe dumneavoastră. Vă amintiți ultima dată când ați avut un asemenea dialog cu Dumnezeu în conștiință, pentru că acolo, ac repet, acolo, deci istoric, cât e istoria noastră. Istoric, se manifestă Dumnezeu și ne interpelează. Deci, Dumnezeu se arată tuturor oamenilor, fără ca ei să știe lucrul acesta în mod clar. Iată, aici se găsește dorința omului de a avea o relație mai explicită cu Dumnezeu care îi vorbește. Aici, adică în conștiință. Pentru că te urmărește atunci când nu faci ceea ce trebuie sau nu spui adevărul, glasul acela te urmărește și. La unii depinde de deci ce, ce cât de grav e, e, e fapta pe care au săvârșit-o sau eroarea pe care au mărturisit-o sau minciuna pe care au spus-o: că acel glas nu te lasă nici să dormi sau, știu, te trezești noaptea poate vreodată și te, te, te întrebi pe tine oare, cum ai putea să scapi de, de, de acea presiune din interiorul tău. Deci, într fel, omul vrea să intre în dialog cu acest glas și glasul îl urmărește. Ei, credincioșii din zilele noastre se pare că nu mai au experiența vocii interioare care uh, inspiră teamă uneori și de cele mai multe ori uh, sfătuiește la bine. Uh, de ce? Uh, Caută aici o justificare, John Henry Newman. S-a vorbit într-o perioadă uh, a bisericii noastre, în modernitate, evident, foarte mult despre sentimentul vinovăției: că suntem păcătoși, că. Nu ne putem mântui fără ajutor de sus și așa mai departe. Suntem extrem de extrem de, 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 de fragil și uh, avem nevoie de mila lui Dumnezeu de îndurarea sa. Dar zice că uh, acest sentiment al vinovăției a creat o reacție contrară. Adică, până la urmă, oamenii au descoperit psihologia, au descoperit nu știu, alte terapii. Uh, psihanaliză, alte metode ca să intre în interior și să spună, păi de fapt, stai puțin, că acolo teama aia nu e păcat, e altceva. E o chestie psihică, deci nu e o chestie a legăturii tale, nu vizează legătura ta cu Dumnezeu. Și așa, din psihanaliză în terapii de asta psihanalitice, așa de vindecare, în alte terapii, am ajuns să eliminăm complet conștiința păcatului. Și nu mai este luat în serios păcatul care înseamnă, de fapt, să rupi sau să atingi, faci atingere legăturii tale cu Dumnezeu. Ei, avem în zilele noastre, vreți, nu vreți, asta e părerea lui John Harry Newman și o împărtășesc și eu, o religie foarte umană și foarte comodă. Adică nu mai există păcătoși, nu mai există păcat, deci cu alte cuvinte, nu mai avem nevoie nici de Dumnezeu, într-un fel. Dar nu trebuie neapărat să-L legăm strict pe Dumnezeu de sentimentul vinovăției. Repet, păcatul aici înseamnă să întrerupi legătura de iubire cu El, să te îndepărteze de din... el Bun, o să mai discutăm poate la, la, la alt curs sau la seminarii despre aceste aspecte. Acum, cum să luăm act de conștiința sau de acel glas interior și să ne lăsăm călăuziți de acel ghid interior din conștiința noastră. Mai întâi, să fim de acord că în viață căutăm uh, și respectăm anumite valori, anumite norme absolute, chiar și atunci când nu ne plac sau, știu, nu, nu vrem să le acceptăm. Adică, să avem totuși câteva valori. Dau un exemplu la întâmplare. Iată, viața este mai. Frumoasă, mai deprețuit, mai atrăgătoare, mai fascinantă decât moartea. Deci, în orice împrejurare, ar fi să favorizezi viața. Că ești în căsătorie, că ești în familie, că ești tânăr, că ești copil, te raportezi la viață, vrei, nu vrei. Și promovează-o, susține-o. O, e o valoare absolută. N-ar trebui să mai negociem această valoare a vieții. Și totuși, unii o negociază. Nu mai dau exemple. Unii deci resping viața la început, alții resping viața la sfârșit, cu legile avortului, cu legile eutanasiei și multe, de felul acesta, se face atingerea acestei valori, norme absolute, că viața e mai de preferat decât moartea. Dar mulți nu, nu judecă la fel. Pentru că, sigur, a dispărut orientările acestea centrate, orientările morale, existențiale, centrate pe valori. Deci, să încercăm, să descoperim acele lucruri pe care nu le facem pentru bani. Adică, oricâți bani ne-ar da cineva, nu am renunțat la un, la un principiu sau la o valoare. Pentru că dacă renunțăm la toate valorile, atunci, vorba francezilor, suntem flu. Adică ne-am diluat complet și nu mai avem niciun fel de identitate. Ei, în aceste cazuri, deci, vorbește glasul din conștiință. Glasul din conștiință poate fi asemănat cu steaua magilor care i-a condus spre Betlehem. Deci ne conduce spre întâlnirea cu Hristos, ne face să creștem, ne face să ne dăm seama de prezența Lui în interiorul nostru. În afară de romanul Calista, la care am făcut referință mai înainte, vreau să mai aduc acum în discuție o altă carte a lui, care e celebră și vă spun toată lumea când aude de John Harry Newman, uh, Imediat, bineînțeles, care îl cunoaște pe John Henry Newman și a studiat puțin viața lui, adaugă titlul acestei cărți: Gramatica consimțământului. A Grammar of Assentment în, în engleză. Deci, o gramatică a consimțământului care are loc în interiorul nostru, vă dați seama. Deci, el merge, sigur, în prima parte a acelei cărți, pe elementele de logică ale argumentării. Și se întreabă cum are loc trecerea de la, să spunem, de la premise, de la lucrurile afirmate așa în mod universal sau particular, spre o concluzie. Trecerea aceea de la premise la concluzie, în limba latină se numește ilatio, înseamnă trecere. Da? Cum treci de la premise la concluzie. Ca să mai fac o paranteză aici așa să, să vă spun un caz limită, al acestui tip de abordare logică și al accentului pus pe Ilațio, Dostoevski, în Frații Caramazov, dacă nu mă înșel, spune la un moment dat: toate premisele îmi spun că Dumnezeu nu există, concluzia: Dumnezeu există. Deci, el, în ciuda premiselor, suferință, moarte, vino, condamnarea copiilor nevinovați, tot felul de elemente din aceste care, sunt o mărturie a răului ce există în lume, cu toate acestea, el spune că nimeni nu-l poate uh, uh, să-i smulgă din, din inima lui convingerea că Dumnezeu există. Pentru că avea, deci, așadar, uh, un simț al lui Dumnezeu și Dostoevski. Erau, de altfel, contemporani, aceștia doi. Ei bine, iată, simțul trecerii, zice, cum să trecem de la argumentele impersonale, așa, uh, apoi la existența lui Dumnezeu. Și spune că fără, fără ajutorul imaginației, Dumnezeu nu poate deveni ceva real pentru inima omului. Deci, în acest, în acest pasaj de la premise la concluzii, e nevoie de imaginație ca să ajungem la o prezență a lui Dumnezeu în inima noastră. Religia, deci, nu trebuie să rămână la nivel noțional, ca în cazul acelor persoane, spune el, care. Îi se adresează lui Dumnezeu, Doamne, Doamne, dar nu ajung niciodată să-și schimbe comportamentul sau viața. Rămân doar la invocații. Aici intră în discuție două modalități de a fi creștin. Vrei să fii creștin noțional sau un creștin concret, care să trăiești credința în Dumnezeu în existența ta? Oamenii care se roagă înțeleg foarte bine despre ce vorbim aici. Ei fac diferența între un Dumnezeu vag, abstract, și Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Acob, adică un Dumnezeu viu, un Dumnezeu adus în, în actualitatea vieții noastre prin Duhul Sfânt. Ei bine, această trecere așa. Deci, de la Dumnezeu noțiune, la Dumnezeu real, Dumnezeu trăit în interiorul conștiinței noastre, se numește ilacio. Și imaginația joacă un rol uh, foarte important. Nu în sensul că ne falsifică, știu, lucrurile sau știu, le modelează în așa fel încât să ne ducă spre credință, ci uh, uh, ne transpune, deci, într-o lume reală și ne, sau ne scoate imaginația din lumea conceptuală sau noțională și ne, trans, ne transpune, ne uh, transferă în lumea reală. Ilațiu... Deci, înseamnă să prinzi sensul unei întrebări sau al unei probleme. Cu, acest, cu această facultate, deci cu capacitatea asta de a trece de la premise la concluzie, de fapt, noi îmbrățișăm adevărul în fiecare zi. Deci, te orientezi, nu? Vezi dacă ușa e încuiată, ușa principală e încuiată, caut să intre pe ușa secundară. Dacă ușa principală de la catedrală este închisă, intre pe ușa laterală. Deci. Iată, deci aceasta înseamnă ilatio, adică să faci niște judecăți rapide la moment și să înțelegi exact cum stau lucrurile. Ei bine, în planul spiritual, mai departe, e nevoie de o asemenea intuiție, de o asemenea capacitate de lectură a premiselor, în așa fel încât să percep realitatea și să ajungi la Dumnezeu, să nu rămâi blocat în fața Noțiunilor despre Dumnezeu și să treci spre uh, uh, realitatea unde este Dumnezeu, începând de la conștiința ta. Deci, avem nevoie de uh, ceva mai mult decât analiza unor dovezi sau a unor premise, ci uh, El vorbește aici despre perceperea sau intuiția repetată a Revelației, a adevărurilor Revelației repeți, știți, așa, de altfel se și corectează imaginea despre ceea ce spune Revelația, ce spune Scriptura, ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Deci nu trebuie să rămânem la nivelul înțelegerii noastre, conceptelor noastre, ci trebuie să coborâm cu ajutorul imaginației acele uh, elemente despre Dumnezeu, acele adevăruri despre Dumnezeu în viața concretă. Deci eu, e mereu o trecere o ilazio, deci o trecere cu ajutorul imaginației, de la Dumnezeu noțiune, la Dumnezeu concret, la Dumnezeu uh, al experienței, al trăirii. Care sunt căile care duc la credință? Sunt căi normale, spune el. Modul de a gândi și a trăi, zice, uneori îndepărtează pe oameni de credință, dar de acolo vine Dumnezeu. Adică, în felul nostru de a gândi și de a trăi. Dar mai mult decât atât, spune el, e nevoie de liniște. Pentru că în zilele noastre. Puterea de a ne uimi este atrofiată. Adevărul s-a restrâns la lumea exterioară și demonstrabilă. Nu-i așa? Uitați-vă în jur. Contează foarte mult, deci cel care are, știu, putere, cel care are bani, cel care are influență, în exterior. Cine se mai emoționează în fața unui tablou, așa, să spunem, trecând pe undeva? Dacă nu are o educație uh, artistică, culturală, nu simte. Sau, știu, o, o piesă muzicală. Clasică sau, mă rog, și modernă, dacă e interpretată așa cum trebuie, cu mult talent, cu pasiune, ar trebui să-ți atragă atenția. Dar, pentru că puterea noastră de uimire, de ascultare, puterile acestea sunt atrofiate, iată, ar trebui să le revigorăm, fiindcă Dumnezeu vine pe acolo, deci pe aceste căi ale uimirii, ale interiorizării, modul nostru de a gândi, de a trăi. Deci, avem nevoie și de alte feluri de alimente. Sigur că acum totul este legat de, de pandemie și încercăm să mâncăm cât mai bio, cu cât mai multe vitamine, vitamina C, să rezistăm așa la virus, la viroze și altele asemenea. Dar iată că aceleași probleme se pune și în plan interior. Și acolo omul are, are pofte de mâncare și curiozități culinare, care sunt mult mai profunde decât ceea ce îi oferă cultura dominantă din zilele noastre. Adică există forme de cunoaștere profundă care implică omul întreg și care pornesc din interior, de la un alt fel de a ne raporta la viață într-un fel, să zic așa, mai umil, mai calitativ, pentru că Dumnezeu, pe această cale, deci calea uh, interioară, calea smereniei, calea uh, calității, da? Pe această care se descoperă cuvântul Evangheliei. În concluzie, cum să ne pregătim pentru trăirea uh, și primirea credinței? Shakespeare spunea: A fi pregătit este totul, spunea asta în Hamlet. Deci, procedeul de a ajunge la Dumnezeu seamănă cu modalitățile prin care ajungem la certitudinile, prin care acceptăm viața și trăim. Deci, cu alte cuvinte, modul nostru de a trăi, de a gândi. Uh, se bazează pe niște adevăruri, pe niște certitudini. La fel și în cazul Lui Dumnezeu. Să avem niște certitudini, niște convingeri. De exemplu, dacă te duci la o, o bătrână, o persoană în vârstă, credincioasă și a avut o viață întreagă, să zic așa, de posibilitatea să frecventeze biserica, să se roage, dar în general persoanele în vârstă se roagă foarte mult, au un simț al Lui Dumnezeu extraordinar și viața ei este construită pe această convingere, pe această credință în Dumnezeu. Dacă îi spui că Dumnezeu nu există, zice, vai mamă, ai ceva, ai pățit ceva, zice, probabil, da, dar o să-ți revii, o să-ți revii. Pentru că e convinsă, deci e complet pătrunsă de acest adevăr, care e rodul experienței de viață și al rugăciunilor foarte profunde pe care persoana le-a făcut de-a lungul vieții. Așadar, e nevoie aici de o, de o diferențiere. A așa, a drumului nostru. Adică să ne inspirăm cumva din felul în care a trăit Hristos și s-a dăruit pe Sine. Și să încercăm să transpunem și noi în viață aceeași iubire, jertfă, de, deci dăruire spre ceilalți. Asta înseamnă, deci că ar trebui să fim fideli față de noi înșine, pentru că acest tip de iubire sau acest tip de viață bazat pe iubirea jertfă de Sine. O apreciem în străfundul inimii noastre, dar nu o aducem la suprafață de multe ori pentru că ea comportă niște riscuri, niște renunțări, comportă un preț. Și nu suntem dispuși să-l plătim. De aceea ne complacem într-o viață superficială. E, din nou, repet, pentru a fi pregătit să primim credința, e nevoie de dezinfecție. Deci să dăm deoparte tot ceea ce este superficial în noi mai întâi și apoi în, în, în afara noastră. Felul ăsta îl vom descoperi pe Dumnezeu. Care Dumnezeu? Dumnezeul Scripturii, evident, Dumnezeu revelat de Isus Hristos, care este o surpriză continuă, care schimbă viața noastră, puțin câte puțin, în fiecare zi. Da, cam acestea am vrut să vă spun despre John Harry Newman și raportul dintre credință și rațiune. În felul în care el a înțeles acest raport, și nevoia de a suplimenta uh, imaginația noastră cu lecturi bune, cu rugăciune, în așa fel încât să putem trece uh, cât mai repede de la Dumnezeul noțional, de la Dumnezeul conceptual, abstract, la Dumnezeul real, la Dumnezeul vieții, la Dumnezeul inimii. Acest Dumnezeu este un Dumnezeu surpriză și sper să vă surprindă și pe dumneavoastră și să-l întâlniți.